Anul trecut, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea a derulat o serie de activități social-filantropice menite să îi ajute pe cei aflați în suferință. În acest sens, de la Centrul Eparhial Buzău, din fonduri proprii, precum și din fondul Mila Creștină și din fondul Solidaritatea, 1.065 de beneficiari au primit suma de 349.862 de lei. Persoanele care primesc ajutoare financiare sunt cazuri sociale și pentru selectarea lor există persoane din mediul eclezial care se ocupă cu încadrarea lor în cazurile respective. În mod deosebit au nevoie de ajutoare financiare persoanele grav bolnave pentru medicamente sau intervenții chirurgicale. De asemenea, sunt ajutate și familiile cu mulți copii, dar și persoanele care se confruntă cu dificultăți materiale majore. Toate cazurile trebuie să se adreseze parohiei din care fac parte, preotului paroh din circumscripția lor și, în primă fază, dacă veniturile parohiei permit să acorde acolo un ajutor financiar, se procedează în felul acesta, ca o primă măsură. Dacă fie parohia nu poate să ajute financiar cazul respectiv sau dacă este necesară o sumă mai mare, persoana respectivă este îndrumată să vină la centrul eparhial pentru a primi un ajutor suplimentar. Sub denumirea Apel la Solidaritate în Suferință, Eparhia Buzău a colectat peste 100.000 de lei și pentru ajutorarea creștinilor sirieni, prigoniți pentru credința lor. Fonduri bănești și ajutoare materiale au fost acordate și creștinilor care au avut de suferit în urma inundațiilor de anul trecut. În lunile iunie și decembrie au fost derulate două activități social-misionare la penitenciarul Focșani. 800 de deținuți, 800 de beneficiari au primit cărți cu caracter religios, cărți necesare oricărui creștin, de asemenea bunuri pentru igiena personală și diferite produse, dulciuri sau fructe. Cele două acțiuni însumând valoarea de 84.306,91 de lei. Pe teritoriul Arhiepiscopiei mai funcționează și o serie de organizații neguvernamentale cu binecuvântarea bisericii. În cadrul Arhiepiscopiei noastre funcționează și câteva ONG-uri cu binecuvântarea bisericii, ONG-uri cu caracter social-filantropic. Dintre acestea menționăm Fundația Sfântul Sava de la Buzău, care prin centrele pentru vârstnici sau cele de zi pentru copii, centrul de urgență sau campusurile de tabără, au venit în sprijinul unui număr de aproximativ 2000 de beneficiari. Anul trecut, ajutoarele bănești și materiale oferite de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-au ridicat la peste 2 milioane de lei. Au beneficiat peste 48.000 de credincioși.